Salut! Din materialele pe care le-am prin magazie, niște paluri provenite din dezafectarea unui birou și a unui pat pentru copii, voi confecționa astăzi o masă rabatabilă pentru bucătărie. Astăzi, din materiale refolosite, dintr-o bucată de pal, o bucată de lemn, o balama, câteva holciuruburi, am confecționat o masă pliabilă pentru bucătărie. Din lipsă de spațiu, aceasta este soluția viabilă pentru bucătăria mea. O umblat de masă, fixat pe perete, la care se poate mânca fără probleme. Două scaune în cap foarte ușor, chiar și al treilea scaun, deci trei persoane pot sta la această masă. Când masa nu mai este folosită, se îndepărtează scaunele și se rabatează brațul metalic pe care l-am confecționat. Brațul metalic culisează până la capăt și masa, blatul coboară. În felul acesta folosesc la maximum locul din bucătărie. Pentru că bucătăria este foarte mică, nu am altă soluție pentru locul de masă. Așa arată spațiul după ce am amenajat măsuța pentru masă.